Salutare și bun venit la un nou episod din Shonen Roll Live. Ca de obicei, numele meu este Raul și azi începem o ediție nouă. Avem mai multe de discutat, avem niște lucruri foarte interesante despre care să vorbim. Avem scandal în lumea anime, avem news despre filmul Demon Slayer, avem news despre trailerul despre filmul Ghost in the Shell, produs și făcut de cei de la Netflix, și multe, multe altele, printre care avem chestii ridicole, ca de obicei. Nu uitați, like, share, subscribe, că ajută foarte, foarte mult și hai să ajungem totuși la mai mulți subscriber, la mai mulți followers, la mai multe, la mai bine, pentru că așa e frumos, zic eu, asta e părerea mea, bineînțeles, am un bias, dar hai să începem cu știrile săptămânale și ca de obicei începem cu ridicolo. Vai, 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 dar ce avem noi acolo? Ce vedeți voi aici? Nu știu dacă recunoașteți, dacă sunteți cunoscători sau nu, dar e vorba de o mască, e vorba de Akuma Shoguns, masca lui Akuma Shoguns din Kinnikuman, care poți să o cumperi, bineînțeles. E o mască foarte mișto, e făcută pentru celebrarea a 40 de ani de Kinnikuman, așa, care e foarte, foarte interesant. Dar bineînțeles că cei de la Iron Factory fac chestia asta. E o mască foarte, foarte mișto. Sunt câteva poze. E o mască reală, gen poți să porți, e 1-1 făcută cu cea din anime, deci e bună de pus pe cap dacă dorești așa ceva. Dar bineînțeles că oare de ce au făcut-o asta? Ei bine, în primul rând au făcut-o pentru aniversarea de 40 de ani. În al doilea rând, are greutatea de peste 11 kg. În al doilea rând, are diamante microscopice în finish-ul ei, care îl vedeți acolo pe ăsta. Plus că toată chestia asta costă undeva la 1 milion de ieni. Da, te costă 9210 dolari, plus cu asta primești un certificat de autenticitate de la membrii Yude Tamago, ceea ce e foarte interesant. Deci dacă nu ai ce face cu banii tăi și crezi că poți să dai 9210 dolari pe orice sau 1 milion de ieni, ei bine, uite, avem cadou perfect, că și așa se apropie Black Friday și Crăciunul. De ce nu să cumperi acum Shoguns masca asta și să o porți, să te dai mare că umbli cu 11 kg de diamante și fier pe cap și foarte, foarte mișto. Bun, hai să mergem mai departe. Avem un scandal în lumea anime. Dacă nu știți, unul din animeurile din acest sezon, care se numește Stars Align în engleză, sau după cum vedeți aici, Hoshiai no Sora în japoneză, a furat, dacă n-ați văzut anime-ul, eu vi-l recomand, dar la final are un outro foarte mișto cu un dans foarte interesant, dar în dansurile acelea aparent sunt două dansuri furate de la doi dansatori. Unul din ei, vedeți pe ecran, se numește Melocins. Tipul, o să vă și arăt acum video când cel puțin s-a aflat toată chestia asta și a postat-o, Melocin avea undeva la 500.000 de views. Acum, după cum bine vedeți, dacă vă uitați live sau pe YouTube, are peste 3.9 milioane de views. Și hai să vă arăt, fără muzică, bineînțeles, ca să nu primim copyright, despre ce e vorba. E vorba de dansul ăsta și pare al dracu de similar, după cum vedeți. E ceva... Știi, eu mă gândeam că poate s-o gândi ei să facă ceva original, dar e... fucking rip-off, aparent. Deși e mișto, rip-off-ul e un rip-off, la urma urmei.
Dar ideea e că nu e singurii, nu e singurul care a fost ripped off de toată chestia asta cu coreografia asta, ci a fost încă o tipă a mai fost ripped off de asemenea, că de ce nu, care are și ea o mică parte în dans. Tipa pe numele ei este Miko, dacă vreți să vedeți video tot pe Twitter @miko02xxx, nu vi-l arăt de frică că poate primesc copyright strikes, că YouTube-ul e foarte, foarte special în ultima vreme și they're bullying creators și ajută la chestia asta. Iar, bineînțeles, toată chestia asta ridicolă s-a transformat într-un scandal, faptul că nu numai pentru că au furat dansurile, dar nici măcar nu i-au contactat pe pe creatori, în cazul acesta pe Miko și Melocin, ceea ce îi strange, mai ales de la un studio care, na, dacă îți permiți să faci un anime, te gândești că ai câteva milioane de dolari și măcar să ai atâta cât să dai, cum îi zice, un tweet sau un DM la unul din creatori să-i întrebi, că de obicei îți răspund cu siguranță. Și mai ales că mă gândesc că ăștia fiind dansatori probabil au e-mailul lor profesional și ușor de găsit să-i contactez. Dar da, și videoul lui Miko are acum peste 2.5 milioane de views, ceea ce e foarte interesant, deși videoul ei original avea doar 80.000, ea fiind nu atât de popular, dar cei studio și contul de Twitter a acestui anime a răspuns cum că momentan investigează care au fost problema, cum s-a întâmplat toată chestia asta. Faza ciudată e că era vorba de rotoscoping, ceea ce folosesc mai multe studiouri, dar nimeni nu a făcut până acum rotoscop la niște YouTube video, ceea ce iar adaugă la cum îi zice, tot ce înseamnă chestia asta ridicolă. Bun, dar vorbind de ridicol, mergem mai departe și vă întrebați, dar oare ce chestia asta din poze? Ei bine, chestiile alea rotunde ce le vedeți acolo pe un mat verde sunt Umaibo Sticks. Umaibo Sticks sunt niște snacks, dulciuri din Japonia. Și de ce sunt ele acolo și de ce vorbim de Umaibo Sticks? Ei bine, da, fiindcă suntem la ridicol, e vorba de faptul că cineva a recreat o scenă din Legend of the Galactic Heroes Fleet Battle cu peste 60.000 de Umaibo Sticks. De ce? Because no reason. Se zice că Legend of the Galactic Heroes are o droid de space battles care sunt așa foarte mișto și pline de actual spaceships and stuff și foarte, deci e gen Star Wars, dar la puterea 10, că e plin de ships păstătăți și chestii epice. Ei bine, au un sezon nou numit The Legend of the Galactic Heroes din Noia, The New, aia e practic în Germania, și cineva s-a gândit, ăștia la Umaibo, și s-a gândit că de ce nu să folosească 60.000, să le pună pe niște chestii așa lungi de plastic și să recreeze practic bătălia. E atât de ciudat că au luat niște bucăți din episodul de anime și le-au tăiat între, îi un video online pe canalul de YouTube, stați așa, numit, nu știu, e în japoneză, scrie, din păcate nu vreau să vă arăt pentru că it means copyright striking și pentru alea 10 secunde când vă arăt, dar e atât de ridicol că le-au luat să facă chestia asta, e ceva de blows my mind. Bun, acum hai să trecem la știrile adevărate ale săptămânii și să vorbim de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Ei bine, Kimetsu no Yaiba o să aibă un film în 2020.
Știați asta, am mai vorbit despre chestia asta, dar o Twitter-ul de la Kimetsu no Yaiba, Kimetsu Barjos OFF, o lansat un teaser trailer pentru filmul care va ieși în 2020. E foarte, foarte interesant așa teaserul. Dacă intrați pe, cum îi zice, pe canalul, pe Twitter, o să-l găsiți, e verified, e vorba de teaserul acela cu trenul, dacă l-ați văzut. Deci începe imediat după, cum îi zice, după serial, după anime, unde se termină anime-ul, după ce Inosuke dă cu capul în tren. Și foarte interesant, de asemenea au pus poza care, stați așa, vai, am uitat să schimb poza, poza asta care vedeți voi aici, care e foarte, foarte mișto din punctul meu de vedere. V-aș arăta trailerul, da, din nou nu pot să vă arăt trailerul pentru că aia înseamnă copyright strike. Și cine vrea copyright strike-uri să se bată cu ăștia de la YouTube și copyright claim-uri și tâmpenie genul, da. Dar e foarte fascinant, eu de-abia aștept sincer să văd acest anime pentru că e foarte mișto. Plus că sper că înseamnă că undeva în toamna anului viitor poate o să primim un al doilea sezon. Și eu nu m-aș supăra dacă o să meargă tot așa sezon, film, sezon, film, sezon, film, pentru că e foarte, foarte mișto. Da! E sincer de-abia aștept, pentru că e clar că povestea nu-i gata și dat fiind că e film, mă aștept să fi pus toate resursele dintr-un sezon într-o oră și un pic de anime, aproape două, care o să fie absolut fantastic de văzute. Din păcate, aia mă enervează la noi, nu știu dacă o să-l prindem vreodată să-l vedem pe mare ecran. Dar speranțe sunt, de ce nu? Cu asta fiind zis, să-mi ziceți voi ce părere aveți despre trailer, dacă l-ați văzut, dacă uitați la el în comentarii, ca de obicei. Puteți să lăsați în comentarii despre orice vreți, gen despre orice am vorbit azi. Și hai să mergem mai departe. Ghost in the Shell e un anime care mie îmi place foarte, foarte mult și ultimul film care a ieșit mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și nu mă refer la cel cu Scarlett Johansson, mă refer la ultimul film anime care a ieșit, Ghost in the Shell. Iar acum Netflix face un full 3D. Iar eu sunt genul de om care nu urăsc 3D-ul CGI, eu nu pot să zic că îl urăsc. De exemplu, cele 3 filme Godzilla de anul trecut și acum 2 ani care au ieșit, făcute de japonezi, care au fost full CG, tot așa, împreună parcă cu Netflix, a fost cel film. Nu a fost cel mai bun film, dar e din cauza la script, dar nu a fost nici oribil ca CG, cel puțin la caractere, movement și environment, cât grotesc mai mult arăta, cum îi zice, efectiv, Godzilla itself, for some reason. Dar în afară de aia, mie mi-a plăcut un alt anime care eu cred că o să rămână un clasic, e Ajin, care e un anime făcut full 3D. Primul sezon de Ajin e absolut fantastic din punctul meu de vedere. Și ăla e full 3D, dar acest trailer, man, deci ce putea să fie și ce îi, nu știu, deși îi făcut de cei de la Production IG, care sunt destul de buni și au o viziune foarte faină de multe ori. Nu mă încântă ce am văzut din acest trailer. Nu-mi place animația, pare atât de joc de ala ce a ieșit, nu știu, acus 4 ani, I don't know,
și ai, nu-mi place, no, nu-mi place deloc și e păcat pentru că Ghost in the Shell e o franciză atât de interesantă, care pune niște întrebări atât de faine și totuși e, nu înțeleg de ce o făcut în stilul ăsta, că nu e, nu știu, nu mă fascinează din păcate și mă enervează chestia asta, că pare a fi un downgrade de la tot ce a fost. Și ultimul Ghost in the Shell a fost foarte fain și a avut o droaie de elemente 3D și nu înțeleg, pare a merge în direcția de Ruby, de exemplu, de la cei de la Rooster Teeth și show-urile alea, în loc să își țină viziunea care o avea, ceea ce îi trist, dar cine știe, sincer, asta e numai prima mea impresie. O să mă uit la film with an open mind și o să vedem dacă o să fie bun sau nu. Eu sper să mă surprindă, dar n-am speranțe din păcate, pentru că efectiv e animația, deci știi cu ce seamănă Final Fantasy? Acum, exact asta, dacă te uiți la un trailer din Final Fantasy 14, seamănă, zici că a ieșit în 2015 anime-ul ăsta. Dar e un joc de fapt, dar ăsta e film. Mie aia mi se pare, sincer, ceea ce e foarte, foarte nașpa din păcate, pentru că e atât de faină. Deci dacă n-ați văzut Ghost in the Shell, vă rog eu să mergeți să-l îl vedeți. Vai, am uitat să schimb așa subiectul. Da, să mergeți să-l vedeți, că e foarte mișto primul Ghost in the Shell, originalul și cele care l-au urmat. Sunt foarte, foarte faine, dar ăsta, nu știu, nu mă atrage deloc și Netflix ne-a dat Castlevania și acum te caci pe noi din nou. E una bună și una rea cu ăștia la Netflix, jur. Știi? Ai avut, cum îi zice, Neo Yokio, ăla cu Jaden Smith, după aia ai avut Devilman Crybaby, după aia ai avut nu știu ce porcărie, după aia ai avut Castlevania, după aia nu știu ce porcărie, după aia Castlevania sezonul 2. Please make just good ones. Bun, hai să trecem la următorul subiect. Următorul subiect care e acolo pentru că e interesant pentru mine și vreau să discutăm așa împreună despre chestia asta. E vorba de anime ranking din 14 până în 20 octombrie. De ce perioada aia? Pentru că a fost săptămâna trecută și deja săptămâna trecută ieșiseră noile sezoane de anime, dar e foarte interesant să vezi, de exemplu, ce a fost popular în Japonia. Iar voi ce vedeți aici a fost în aprilie, deci mă credeți că nu s-a schimbat tare multe. Tot pe primul loc cu cel mai mare rating de 10.7, la fel ca în aprilie 28, e Sazae-san, un anime al naibii de vechi. Pe locul 2 nu e Doraemon, pentru că nu mai e Doraemon, ci e Chibi Maruko-chan, deci e din nou ceva pentru copii. După care, dacă vă întrebați, da, cine dracu se mai uită la anime-ul ăla și de ce dracu mai continuă, cu un rating de 8, deci fiți atenți, 8, Detective Conan. Da, Detective Conan. O crescut ratingul din aprilie până acum, înapoi la 8. Imediat sub Detective Conan, cu aproape jumate mai puțin, 4.6, e One Piece. Deci ratingul la One Piece a scăzut din nou. Vedeți? De-aia e atât de interesant, că te uiți la, cum îi zice, unele și ești, da, de ce? De exemplu, tweet-ul lui Gigac în legătură cu Arifurieta, că primește un al doilea sezon, că și anime-ul care îl urăști cel mai mult primește al doilea sezon acum, nu numai alea ce-ți plac.
Harry Purieta, ultimul episod din Harry Purieta, episodul 13 din sezonul 1, a avut un rating de 10,6, pardon, care a fost acolo aproape de Sazae-san. Iar având în vedere că de la Sazae-san, următorul un pic mai matur, 8, cu Detective Conan, e mind-blowing din punctul meu de vedere. De-aia e interesant să vezi oare la ce se uită japonezii și de ce persistă unele anime-uri care ce poate nu-ți plac sau nu te interesează, dar le plac la japonezi și ai, pe ei ai interesează că Japonia dictează încă ce anime-uri se fac. După care, sub One Piece cu 4,5 e un anime din sezonul 9, e bineînțeles My Hero Academia, deci e popular și în vest și în Japonia, dar nu, mai este Doraemon, e la 4, e scăzut foarte mult, e la 4, e sub My Hero Academia, după care Oshiri Tantei, iar ceva pentru copii, după care Gege no Kitaro, care 3,4 la egalitate cu Oshiri Tantei, pare să fie foarte popular în Japonia, după care din nou Detective Conan. Da, din nou. Deci Detective Conan e pe lista asta de două ori, ceea ce e absolut fascinant de ciudat din punctul meu de vedere. Să vezi, și astea sunt undeva la top 10 dacă nu mă înșel, care e mind blowing. Și pe ultimul loc e Star Twinkle Precure, noul sezon cu un 2,8. Deci astea sunt top 10 animeuri de săptămâna trecută din Japonia. Și a fost două săptămâni, dacă ar fi să ne uităm, au fost Sazae-san, One Piece, Chibi Makuro Chan, Gegege no Kintaro, Oshiri Tantei, Star Twinkle Precure, Animated Osaru-san no George, Curious George, Soreikei Unpun Man, Animation Hizuchi no Shan, Shan the Sheep, care e din vest și ăla, la fel ca Curious George, și din nou Oshiri Tantei. Deci, deci măcar un anime nou, gen un titlu nou, nu-i în, a pus două săptămâni acolo în top 10, ceea ce e foarte, foarte ciudat. Deci da, ca să vedeți ce animeuri domină în Japonia, e bine aici le aveți top 10. Care sincer, it's mind-blowing. It's mind-blowing că astea sunt top 10 anime-uri din Japonia, pentru că eu, de exemplu, am un top 10 din sezonul nou de anime. Dar cu asta vin zise, hai să trecem la Da Ori Ba. Cum funcționează Da Ori Ba? Dacă nu știi, dacă e prima oară când te uiți sau ne asculți, Da Ori Ba funcționează în felul acesta. Eu vorbim de o știre, eu zic dacă da, îmi place, ba, nu-mi place, poți și tu să-ți lași părerea ta în comentarii, la fel despre tot ce am povestit până acum și despre ce o să povestim de acum încolo. Și hai să vedem despre ce e vorba în acest quick fire round despre anime. Ei bine, bazat pe un serial, bazat pe un anime, bazat pe un o chestie, e vorba de aici, așa. Stai numai o secundă. Așa. Bun. E vorba de New Disastrous Life of Saiki K anime. Are un trailer. O să fie un anime făcut din nou împreună cu cei de la Netflix. O să fie 6 episoade. Că de ce nu? Dar e bazat pe manga cu același nume. Nu știu, anime-ul ăsta, din câte știu, e destul de popular, e chiar pentru unii e un top 100 anime din totdeauna.
Eu unul nu l-am văzut, deci dacă l-ați văzut să-mi ziceți ce părere aveți în comentarii și de ce vă place, de ce nu vă place și așa mai departe. E interesant faptul că primește din nou un anime. Anunțul vine așa oarecum dintr-o dată. Nu știu dacă multă lume s-a așteptat, cel puțin din punctul meu de vedere. Nu mai am să fi vorbit despre el la animeuri sezonale. Poate erau zvonuri, poate se știa ceva, dar în orice caz, faptul că primește încă un sezon e foarte, foarte interesant, având în vedere că al doilea sezon s-a terminat în iunie 2018, ceea ce e mișto. Iar o să aibă, bineînțeles, un special aparent care o să fie aired în Japonia pe decembrie 28 de 55 de minute, care se termină, și pune așa o fundă faină la tot animeul. Da, cam despre asta e vorba. E interesant dacă îți place animeul. Deci da, Orba, ce părere ai? Lasă în comentarii. Părerea mea este... Ba, pentru că eu nu m-am uitat și nici nu pare foarte interesant din punctul meu de vedere. Pot să fiu greșit. Dar, cu asta fiind zis, mergem mai departe la următoarea, Altered Carbon. Ei bine, Altered Carbon e unul din serialele alea care au apărut la un moment dat pe Netflix și toată lumea vorbea de Altered Carbon. Uite-te la Altered Carbon și ce fain e Altered Carbon. Și nu m-am uitat la Altered Carbon din cauza asta, dar Altered Carbon, Resleeved, anime, spin-off, e un spin-off al acestui, cum îi zice, Netflix show. E, după cum vedeți, îți da drumul la două poze, una dintre care o vedeți pe ecran, cea mai interesantă din punctul meu de vedere, faptul că e și asta full CG. Again, eu nu am treabă cu full CG, dacă e bine făcut, dar cine știe că cei de la Netflix, dracu știe cât de bun e, l-a făcut animație full 3D. Cine e regizorul? E Joe Nakajima, cel împreună cu Dai Sato, cel cunoscut, bineînțeles, ca unul din oamenii care au lucrat la Cowboy Bebop și Tsukasa Kondo ca scriitor împreună cu Dai Sato, bineînțeles. Ceea ce înseamnă că cel puțin ca scriere poate are foarte, foarte potențial foarte interesant și poate fi foarte, ceva foarte bun. Bun, dar cu asta fiind zise, această serie anime bazată pe seria live action o să explore noi elemente din mitologia poveștii care e Altered Carbon, ceea ce e interesant din punctul meu de vedere, că povestea în sine pare așa interesantă, dar asta fiind zise, mergem mai departe. Din punctul meu de vedere e un da, pentru că deși n-am văzut serialul, poate mă interesează să mă uit la acest anime și dacă anime-ul mă prinde, poate mă uit și la serial. Sau vedem, poate fac invers, cine știe. Anyway, mergem mai departe la faptul că am mai primit un trailer pentru Saikano How to Raise a Boring Girlfriend. O să aibă un film, bineînțeles am vorbit despre el. Filmul acesta o să iasă în data de septembrie 21, dacă nu mă șel, în Japonia. Deci mai este până să iasă, cum îi zice, în... Da, o să iasă sâmbăta asta, adică azi. O să iasă azi în Japonia, o ieșit azi în Japonia, pardon. Nu știu ce știam, septembrie 21, dar aia. Are un teaser trailer pe Twitter, bineînțeles dacă intrați pe Twitter, @sanai, bară de jos heroin, o să găsiți acolo și trailerul. E un anime bazat pe un light novel scris de autorul Fumiaki Maruto. Eu sunt foarte interesant să văd acest film.
cu regizor Kanta Kamei și scriitor scriitorul e Fumiaki Maruto și ca design de caractere Tomoaki Takase, așa. O să fie un film distribuit de Aniplex, dar cel puțin din punctul meu de vedere e bazat pe, pe un anime. Ceea ce e interesant, filmul nu o să fie o compilație, ci o să fie o brand new work. Deci dacă ați văzut anime-ul sau ați citit The Novel, să știți că ăsta e ceva absolut nou din câte am înțeles. Deci, da, acest anime a avut adaptarea în ianuarie 2015 și după aia a avut un al doilea sezon în aprilie 2017, ceea ce e interesant. Bun, dar din punctul meu de vedere este un da. Mergem mai departe și mergem la First Sailor Moon Eternal Film, ăsta o să iasă în septembrie 11. On 9-11 în 2010. Eu de-abia aștept să-l văd acest film pentru că e Sailor Moon și e aniversarea de 25 de ani a acestei francize. Deci din punctul meu de vedere este un mare, mare da, pentru că nu are cum să fie altcumva. Plus că e supervizat de creatorul original Naoko Takeuchi, ceea ce e foarte mișto. Ca regizor se întoarce pentru a treia oară Chiaki Kon, plus Kazuo Tadano la character design, ceea ce e foarte interesant. Și mai avem, îl mai avem pe Kazuyuki Fudeyashu, care a mai lucrat la cele 5 părți de Jojo, Jojo's Bizarre Adventure și Land of Lustre și Pripara, care scrie scenariile pentru acest film, ceea ce e interesant din punctul meu de vedere. O să fie distribuit de Toei și coprodus de Studio Din și Toei Animation. Da, cum să nu, e again interesant. Acum sper să fie și foarte, foarte bun, pentru că această această franciză merită ceva foarte, foarte bun din punctul meu de vedere. Cu asta fiind zise, hai să mergem, e un da de la mine și hai să mergem mai departe. Parcă nu mă opresc din vorbit despre Weathering with You la fiecare episod de Shonen Rob până acum, zici că am vorbit de Weathering with You și de ce nu, dar Weathering with You primește o adaptare ca un novel. Acum novel poate să fie graphic novel, poate să fie novel, dar din câte știu, toate filmele al lui Makoto Shinkai le poți găsi în formă de graphic novel. 5 cm, Your Name, astea știu cu siguranță că poți să le găsești și la noi în țară drept graphic novels și sunt foarte, foarte mișto. Am avut șansa să le citesc pentru că a fost numai un volum, așa foarte rapide. De exemplu, eu prima dată am auzit de 5 cm de manga și după aia numai am văzut filmul, nu știam că era bazat pe un film. Ceea ce e o experiență interesantă prima dată să citești manga unui film, dar s-a întâmplat și nu știu, având în vedere că e o poveste faină, mă aștept să fie și un novel fain, dar bineînțeles, ăsta pare să fie mai mult, din punctul meu de vedere, mai mult vizual, deci cred că e mai bun un film decât un graphic novel sau un novel. Dar da, o să iasă ca hardcover și în formă digitală pe data de 17 decembrie, în timp pentru Crăciun. Deci dacă vreți să-l citiți, o să-l găsiți probabil online cu siguranță, cel puțin pe Kindle probabil, sau dacă nu, pe Comixology sau cine știe, o să fie cu siguranță undeva acest
manga de citit, deci din punctul meu de vedere e un mare, mare da. Mergem mai departe, One Punch Man iese DVD-ul pe data de 26 noiembrie, deci exact peste o lună de când e acest live. Și o scos, cum îi zice, un mic OVA, plus o să aibă ceva chestii special. Primul OVA era vorba să iasă în, în august, pe data de 27 de august, al doilea ieri, octombrie 25, și bineînțeles pe YouTube, pe pagina lor de Bandai Animation, o scos un minut de teaser unde povestesc două caractere, nu vă zic care două caractere, că e oarecum o poveste foarte faină și emoțională, care aduce aminte și la primul și la al doilea sezon de ce s-a întâmplat. Face un mic sweet recap. Dar, da, e interesant, interesant dacă îl vrei, DVD-ul și să vezi OVA-urile, o să poți cât de curând. Bun, cu asta fiind zis, să mergem mai departe la Kyoto Animation. Deci, ultimul la, cum îi zice, One Punch Man a fost un mare, da? Pentru că mie îmi place One Punch Man și mi-a plăcut și sezonul 2. Deși pot să zic și eu că nu a fost la fel de bun ca primul, pentru că nu a râs atât de mult. Și deși acțiunea a fost, it was fine, nu a fost rea, dar it was fine. Nu a fost la fel de bună ca în primul sezon, dar it was fine, nu e chiar atât de rău cum ziceau unii. Da, ok, Anik, Janica, practic a fost un mare crowdfunding pentru cei de la Kyoto Animation și au reușit să adune undeva la 5.7 milioane de ieni, ceea ce e undeva la peste 52.000 de dolari de la 1.083 de oameni, ceva e genul. Da, golul lor a fost să adune 1 milion de ieni, au adunat de 5 ori mai mult, aproape 6 ori mai mult, iar toți acești bani, bineînțeles, au fost donați, ceea ce e un gest foarte, foarte frumos, că, bineînțeles, ajută oricât pentru cei de la, de la Kyoto, Ani și tragedia prin care au trecut. Da. Bun, deci e un mare da, că e o chestie foarte, foarte mișto. Mergem de la un mare da la Seven Seeds. Ok, știți reacția de care vorbeam mai înainte, că a avut-o, cum îi zice, Giga față de Arifurieta? Ei bine, aceeași reacție am eu față de Seven Seeds. Seven Seeds se vrea a fi un anime foarte misterios, foarte interesant, plin de mister, făcut de cei de la Netflix, bazat pe un manga care, bineînțeles, e destul de plăcut, dar Seven Seeds cred că a fost primul anime din sezonul trecut unde m-am uitat și am zis nu se merită și l-am băgat direct la ce să nu vezi în sezonul trecut de Shonen Live. Întrebarea mea e: pentru cine dracu fac acest al doilea sezon și de ce? Nu înțeleg ce logică are din punctul meu de vedere. Nu, nu vreau să fiu hater, dar n-are nicio... Deci nu înțeleg, hai să de curiozitate numai să mă uit... Deci manga-ul care a fost publicat prima dată în 2001 și terminat în 2017 are nota de 8.4. Anime-ul 6.49. Nu cred că în orice lume, deci ăștia de la Netflix nu-s întregi la cap. Fără supărare, o scos unele anime-uri și unele seriale care merită două sezoane, merită și foarte faine și nu le-au făcut niciodată sezoane. Au făcut căcatul ăsta de anime
6.49 din punctul meu de vedere nu e o notă bună pentru un anime să mai arunci câteva milioane de dolari spre chestia aia, să zici da mă mai fă-mi un sezon, ce pui mei. Nu. Un mare, mare ba de la mine, e o porcărie de anime și Netflix din nou nu mă aruncă bani de dragul de arunca bani la o problemă și hai să trecem la jocuri. Trecem la jocuri pentru că avem de vorbit despre Pokémon Sword and Shield, pentru că are un nou trailer, a fost scos un nou trailer, un TV ad, Pokémon Sword and Shield, A New Era of Pokémon. Puteți să-l vedeți, bineînțeles, pe canalul de YouTube UK de la Nintendo. Ei, ok, again, pe mine nu mă mai fascinează acest joc Pokémon pentru că n-are National Pokédex și nici nu o să mă gândesc să dau vreodată bani pe un DLC numai ca să ai, cum îi zice, ca să ai chestia aia în plus, că nu mă interesează, sincer, să îți spun. Dar, cu asta fiind zise, dacă ești excited pentru jocul Pokémon, să-mi zici de ce. Și, bineînțeles, asta e părerea mea, așa că sceptic acum și foarte butthurt după Pokémon New Sun, Ultra Moon and Ultra Sun, sau care a fost ăla ultimul, care a fost aceeași căcat ca un Sun and Moon original și, whatever, nici nu am terminat jocul ăla de fapt. A fost practic un fucking rip-off. Anyway, mergem mai departe la ceva mult mai interesant din punctul meu de vedere, care este Panzer Dragoon. Primește remake și o să iasă în această iarnă. Panzer Dragoon este un joc făcut de cei de la Sega, iar împreună cu cei de la Forever Entertainment o să facă acest remake care va ieși pe PC, pe Steam, nu pe Epic Game Store în această iarnă, plus pe Nintendo Switch. E un joc interesant care a ieșit în 1995, originalul pe Sega Saturn, după a ieșit pe PC în 97, după a ieșit pe PlayStation 2 în 2006 și am mai scos după aia unul 96, tot pe Saturn, și ultimul a fost penultimul a fost pe Xbox în 2002 și ultimul a fost ăla de pe PlayStation 2 în 2006. Deci o trecut ceva timp, în orice caz o să fie interesant că jocul nu pare rău. Deci dacă sunteți mai curioși de asta, mergeți și dați-i un YouTube, un Google, că nu e un joc rău, e așa din punctul meu de vedere, mai cel puțin pentru mine un pic mai nostalgic. Dar cu asta fiind zis, să mergem la ceva ce mai tot de Dragon, Monster Hunter World Iceborne. O să iasă pe data de, o ieșit deja în data de 6 septembrie acest DLC, dar pentru PC va ieși pe data de 9 ianuarie, deci la anul. Deci dacă nu aveți PS4, Xbox One, trebuie să mai așteptați până în ianuarie, dar măcar știți că vine în ianuarie, știați probabil că vine cândva. E un joc foarte, foarte popular și foarte, cum îi zice, mișto, din câte am înțeles eu, nu m-am apucat să îl joc, dar pare a fi foarte, foarte fain. Iar ce știe, să sperăm că acest DLC e la fel de bun ca primul, ca restul jocului și introduce niște monștri mult mai fain și interesanți ca restul jocurilor. Cu asta fiind zis, să mergem la ceva care nu a fost primit așa bine, noul Persona 5, iar Persona 5 primește un nou DLC sau Persona 5 Scrambled Phantom Strikers game o să iasă pe februarie 20 pe PlayStation 4 și Nintendo Switch first. Nu știm dacă o să primim un port pentru cum zice, PC, dar cel puțin o să mai iasă un nou,
o nouă parte. Pare o continuare, ceea ce e ok. Nu, din păcate, pe mine nu m-a prins acest joc și nu mi-a plăcut, dar am zis că e Persona 5. Poate sunteți mulți dintre voi care vă interesează acest joc și de ce nu să vorbesc despre el, că poate îl lăsați voi și mă convingeți voi acolo că bă, să merită să te joci jocurile Persona, că-s curios e dacă chiar se merită. Cu asta fiind zis, hai să trecem la ceva mai japonez și vorba de Colorful Stage sau Project Sekai Colorful Stage, iar după cum vedeți avem deja niște fețe familiare, printre care Hatsune Miku. E un rhythm game, e un joc de ăsta foarte japonez, foarte interesant, cu elemente de social și tot felul de chestii, e foarte, foarte japonez. Sunt curios dacă o să vină în vest, eu sper să vină în vest, dar ideea e că acest joc e smartphone game, nu-i nimic pe Steam sau chestia asta, deci o să fie un smartphone game, un joc care îl joci pe telefon și probabil o să-ți omoare bateria în câteva ore, într-o oră probabil. Este și trailer dacă vă interesează pe YouTube, bineînțeles nu pot să-l joc nici o secundă, probabil că I'm gonna get fucking copyright strike și nu vreau asta. Și ultima știre de azi, Pokemon Go bagă online battles și matchmaking system în early 2020, deci să primim un update care trebuia să fie din punctul meu de vedere acolo de la bun început, deși unul nu-mi place deloc sistemul ăsta de battle de de la Pokemon Go, de-aia m-a și lăsat în momentul ăla când o trebuie să fac mai mult, ceva mai mult în afară de gotta catch 'em all. Și era toată chestia cu battle și cu raid-uri și cu ăsta. Pe mine nu m-a mai fascinat, pentru că e greu să te fascineze când trebuie să dai într-un telefon și să... Na, it's a pain in the ass, sincer, nu e o chestie de aia foarte, foarte plăcută, de aia nici nu m-am aruncat ca nebunul după ea. Dar, again, să ziceți ce părere aveți dacă sunteți excited, bineînțeles. Și cum vă place ce a devenit Pokemon Go din 2016 până acum, da, au trecut chiar atâția ani. Dar, cu asta fiind zis, vă mulțumesc tare mult că vă uitați, ca de obicei. Numele meu este Rau, nu uitați, dați click pe unul din cele două videouri de pe ecran, dați subscribe, dați like și distribuiți și hai, lasă comentarii, hai să povestim despre știrile săptămânale de anime. Dacă ne-ai ascultat, din nou, rate, like, share, subscribe și toate alea pe data viitoare. Numele meu a fost Rau.